într-adevăr magic ar fi să înceapă să-mi placă mie magia. Bebe Cotimanis iubește magia începând de astăzi. Vă pup, dragii mei, astăzi l-am invitat pe Robert Tudor, magicianul Robert Tudor. În primul rând, bine ai venit! Bine v-am găsit, bună ziua! De când se naște visul de a deveni magician? Cum s-a întâmplat în cazul tău? Păi, în cazul meu s-a prins prima dată când eram în școală, când a venit prima dată magicianul și rămâi cu el în minte, la fel cum se întâmplă, mi se întâmplă mie, cu copiii care vin în spectacolele mele de magie. Și după s-a stins ușor-ușor și la vârsta de 17 ani s-a reaprins, pentru că în viață sunt multe oportunități și multe drumuri care ți se deschid. L-am întâlnit atunci pe Doru Rancea. Uh-huh. Îl știi pe Doru Rancea? Nu, soțul Beatrice. Da, soțul uh-huh. Beatrice. Și el m-a învățat primele numere de magie și am lucrat cu el timp de 5 ani de zile. Și după care tot așa s-a evit o altă oportunitate în care am plecat singur la drum și să-mi calculez pașii de atunci. Dar nu e greu să ajungi să ai succes în meseria asta? E o meserie? Este o meserie, dar la fel ca în orice domeniu, mi-am ales stele, mi-am ales oameni din domeniul meu care sunt cei mai buni. Citind cărți, am înțeles și am învățat cum să am succes. Contează foarte mult, dar foarte mult în orice domeniu, de cum arăți, aspectul tău, energia pe care o transmiți, pe care o ai și un lucru, carisma contează foarte mult. Da, pe asta văd, e sclipirea aceea în ochi, mai ales de magician, un fel de hipnoză, nu știu cumva, îți, pur și simplu îți captează atenția. Dar trebuie să-ți placă ceea ce faci. Da, absolut. E o pasiune pentru tine asta. Este, da. Și îmi doream din ce în ce mai mult să cunosc mai multe lucruri, să fac lucruri frumoase. Și în domeniul meu, de exemplu, David Copperfield este cel mai mare magician din lume și am norocul ăsta să trăiesc în aceleași vremuri cu el. Prima dată, înainte să ies la televizor, am lucrat foarte mult, am încercat să aduc numere pe care alți magicieni nu le au. Și am fost să-l întâlnesc pe David Copperfield. În fiecare an merg și mă văd cu el în Las Vegas. E uimitor ceea ce face și este o sursă de inspirație, este un izvor. Cum, de unde afli toate trucurile astea? Că acești mari oameni în domenii, mari magicieni, cu siguranță că ei nu-și dezvăluie secretele. Cum reușești? Sunt convenții ale magicienilor. Sunt multe în toată lumea asta. Mă duc în fiecare an la Blackpool și America, Blackpool undeva în Anglia, uh-huh. Aterizez în Liverpool, uh-huh. La Beatles, după care merg cu trenul câteva ore până în Blackpool și acolo în fiecare an apar numere noi de magie pe care alți magicieni nu le poți găsi în altă parte decât acolo, pentru că vin creatorilor, știi? Cei care gândesc, că sunt oameni în spate care gândesc numele de magie, sunt fizicieni, sunt... Da? Serios? Da. Foarte interesant. Mulți. Și eu trebuie să ai, adică ei sunt plătiți de voi, își primesc niște comisioane sau cum, lucrează pentru voi? Nu, își brevetează, cum se întâmplă la noi la OSIM, de exemplu, și nu mai are altcineva dreptul să folosească acel număr de magie decât cel care îl vinde, știi? Ah, ok. Și îl vinde la mai multe cu prețuri mari. David Copperfield, în schimb, dacă este la un alt nivel, oamenii când creează numere de magie, David Copperfield cumpără și drepturile, adică să nu mai aibă dreptul să-l aibă numai el. Da, da. Păi și asta e... Da, asta e. Da. E foarte important. Acum, ce faci acum? Acum am un turneu de magie pentru copii, m-am dus mai mult pe partea aceasta de copii, pentru că sunt foarte grele spectacole de magie pentru copii. Dacă copiii te simt că nu ești ceea ce trebuie, nu te agrează, știi? Sunt sincer. Și am norocul ăsta pentru că îmi place lumea aceasta a copiilor, fără griji, fără în care nu mai sunt eu Robert, sunt altcineva. Da, ești un actor, ești foarte amuzant, într-adevăr. Da. Ai folosit numere de magie și în momentul în care te-ai gândit să-ți cucerești soția. Da, folosesc numere de magie, da. Da. Că e fascinat. Da, tot timpul folosesc partea asta comică a numerelor de magie. Sunt comice. Da. Sunt unele, da. Au fost și nereușite, să zic.
Așa. S-a întâmplat să, nu știu, să nu-ți iasă, da, iepurașul din joben? Da, duminică mi s-a întâmplat. Am avut în fiecare lună, în ultima duminică din lună, la Grand Cinema and More din Băneasa, un spectacol de magie pentru copii. Și nu mi s-a mai întâmplat niciodată și aveam o discuție cu un prieten. Bă, dar tu ce faci, mă, că nu înțezi numere de magie? Eu sunt as! Sunt as pe asta, ce să, eu trec peste ele. A fost pentru prima dată în viața mea când a fost un număr în care am fost așa, da, și ce fac de acum și am mers mai departe, deci nu mai vreau să trec prin așa ceva. Am înțeles. De asta trebuie să asistenții foarte bine pregătiți. Ai și asistenți. Am 3 asistenți care se ocupă de numere de magie, de animale, de tot. Și trebuie în fiecare spectacol, repetiție, fiecare să știe punct cu punct ce are de făcut. Că ai timp liber? Am și timp liber să stau cu familia, pentru că creșterea copilului meu este foarte importantă. Da. Iar educația pe care o ofer și prin numerele de magie, asta folosesc și în spectacolele de magie, pentru că dacă eu îți spun că floarea asta dispare, dar dispare doar dacă spunem cele 3 cuvinte magice. Și ai să mă întrebi acum, pentru că în mintea ta, băi, care sunt cele 3 cuvinte magice? Și cele 3 cuvinte magice sunt te rog frumos și floarea dispare când dispar, te rog frumos. Și uite cât de importante sunt cele 3 cuvinte. Te rog frumos. Foarte, nu, floarea e prea frumoasă pentru a face să dispare. E super și naturală. Da. Și plecați, dacă tot ai timp liber, ți-l petreci cu familia, plecați în vacanță. Noi obișnuim să avem discuțiile astea cu cei pe care îi invităm în ce vacanțe, ne dai niște sugestii, ne mai informăm. În vacanțe plec foarte mult cu prietenii, cu nașul meu Mihai Bobonete. Anul trecut am fost în Grecia și acum 2 ani tot în Grecia. Și ultima experiență în Grecia n-a fost chiar atât de plăcută. În schimb că am plătit pe niște servicii care nu s-au ridicat la nivelul pe care îl așteptam. Și acum o să mergem în Turcia, pentru că avem și copii. Da. Și mergem la un hotel cu all inclusive. Natalia, probabil. Da, unde acolo nu o să mai ai grijă, știi? Ai mâncare, tot ce trebuie, copiii se pot juca. Unii spun că o să ne întoarcem cu kilograme în plus. Foarte bine, ce plan ți-ai făcut tu? Să continuăm cu emisiunea pe care o avem la ProTV, Vocea României Junior, cu copii. În continuare să fac magie și cât mai multe spectacole de magie. În toamnă, în schimb, m-am gândit la un spectacol de magie și pentru copii și pentru adulți, care este entertainment pentru întreaga familie. Asta o să fie super, în care implici părinții, vin părinții împreună cu copiii pe scenă și pui să faci lucruri, să facă lucruri. Interacțiunea asta e importantă, să-i pui la treabă, să fie. De asta activ. Trebuie repetiție, pentru că în spectacolele mele folosesc IPM. Nu știu ce înseamnă. Interacțiunea pe minut. Dacă nu interacționezi pe minut cu copiii. Pe minut? Da. Cel puțin tu ai de mine, nu ai cum să-i ții. Iar eu am interacțiuni pe secundă cu ei. Orice fac, trebuie să iei de acolo, chiar dacă ei sunt pe scaune, trebuie să facem așa și îi spun, da, ce mai faceți? Bine, de cum încep? Vreți să facem asta, să apară? Da, să dispară? Da, ce ne trebuie? Da, ei spun, interacționez cu ei. Sunt previzibili sau îi ghidezi tu? Sunt imprevizibili sau îi ghidezi tu către ce vrei să sunt imprevizibili? Dar am de fiecare dată cârlige cu care să-i agăț, să-i aduc pe drumul ăsta. Da. Mă confrunt cu o problemă, cunoscând foarte mulți magicieni în toată lumea care sunt în acest domeniu pe copii, chem copii pe scenă și la sfârșit sunt unii care nu apucă să vină pe scenă, de asta interacționez foarte mult. Și zic, de câțiva nu știu cum s-o scol la capăt și acum am o tactică în care la sfârșit îi iau pe toți pe scenă ca să nu se supere, știi, toți vin pe scenă. Dar făcând spectacole cu sute de copii, acum am înțeles că în unele spectacole pierd controlul când vin toți pe scenă, știi? Așa e, e o meserie foarte grea și am aflat o mulțime de lucruri interesante. Mulțumim foarte mult, magicianul. Cu drag, stai să-ți arăt un număr de magie, să-ți arăt că pot intra. David Copperfield, na. Încerc, dacă o să-mi iasă, o să fie grozav, îți dai seama. Am un pachet
de cărți, în pachet sunt 52 de cărți. Uh-huh. Aici, în schimb, am o singură carte. Uh-huh. Și cartea asta se mai află o singură dată în pachet. Ideea este în felul următor, că tu trebuie să-mi spui un număr. Da. Iar cartea aceasta, uh-huh, se află la numărul pe care tu îl spui. Uh-huh. În pachet sunt 52 de cărți. Îmi spui un număr între 1 și 52, numărăm cărțile pe față, uh-huh, și cartea aceasta se găsește la numărul pe care tu îl spui și noi n-am vorbit asta înainte. Nu, chiar nu. Spune-mi, te rog, un număr, orice număr. 6. Sigur 6. Sigur 6, da. Între 1 și 52. Da, 6. Sigur 6. Da, m-am gândit în timp ce vorbeai, m-am tot gândit la mai multe numere și am ajuns. Ideea este în felul următor. Ia tu cărțile, te rog. Vreau să le scos pe toate. Uh-huh. Le scos pe toate? A mai rămas ceva? N-a mai rămas nimic? Nu, cred, nu. Este goală cutia? Uite ce fac. Numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lăsăm aici, da? Uh-huh. Nu, nu ne uităm. Am o carte aici și o carte acolo. Bine. Puteai să spui 7, puteai să spui 8, da. Puteai să spui 9, uh-huh, puteai să spui 10, uh-huh, puteai să spui 11, uh-huh, puteai să spui 12, puteai să spui 13, 14, 15. Da. Dar ai spus 6. În interior am o singură carte. O scot din interior. Spune-mi, te rog, dacă mai e ceva în plic. Nu, plicul este gol. Plicul gol, o singură carte. Vreau să întorci tu, te rog, acea carte și arată-o la cameră. Incredibil. Singura carte din pachet, singura carte pe care o aveam în plic. David Copperfield. David Copperfield a spus despre acest număr de magie că este genial. Este genial. Da. Este cu adevărat. Wow, super, mulțumesc. Mulțumim mult, mulțumim foarte mult. Cu plăcere. Abia aștept să ne revedem. Dragii mei, vă pup și aștept comentarii. Ai spus unde mă pot găsi oamenii? Unde? Pe pagina mea de Facebook, magicianul Robert Tudor. Pe pagina de Facebook, magicianul Robert Tudor. Acolo. Da, unde și mai multe informații despre spectacole, despre turneul pe care l-am în toată țara și ajung în aproape toate orașele. Și că tot veni vorba, se apropie Paștele. Sărbători fericite.